Deși aparțin de municipiul Târgoviște și plătesc taxe și impozite la fel de mari ca și ceilalți cetățeni ai orașului, locuitorii cartierului Priseaca, situat la marginea orașului, nu au străzile asfaltate. Oamenii susțin că așteaptă de ani de zile ca străzile să fie asfaltate, însă în fiecare campanie electorală au fost păcăliți cu aceeași promisiune. În campania de la primărie, cel care este primar acum, Stan, ne-a promis că începând cu luna martie, când se încălzește, să face asfaltarea cartierului Priseaca. Se promite de 25 de ani, dar în fiecare primăvară vine un greder și râcăie toate șosele, parcă am pune în fiecare an cartofi. Când plouă, noi nu putem merge la stația de autobuz, că este noroi, trebuie să luăm cizme până la stație. Autobusul vine când vine. Deci am fost mințiți din nou că ne asfaltează numai ca să-și facă, ca să fie ales. Fără cizme de cauciuc, fără să schimbi încălțămintea, ca să nu te duci în oraș și zici că vii din arătură, din câmp. Chiar dacă au încercat să ia legătura cu autoritățile locale pentru a cere o explicație, oamenii spun că aceștia nu sunt de găsit la primărie. Alaltea, am încercat să iau legătura cu primarul, cu viceprimarul, cu directorul Maican, niciunul n-a putut să fie contactat. Ați vrut să-i întrebați care este situația? Am vrut să întrebăm care e situația cu asfaltarea, care a promis-o că face, că drege. Și n-am făcut nimic, n-am putut să iau legătura cu niciunul. Am sunat la primărie până mi s-a terminat bateria la telefon. Oamenii spun că din când în când mai trec angajații primăriei în ideea de a stopa gropile, însă munca acestora este de mântuială. Gropile, pe unde a trecut cu tractorul, au rămas aceleași. Au râcuit puțin, ăsta, gropile sunt la fel. Nu s-a stupat absolut nicio groapă. Lucrări degeaba făcute, pentru că dacă nu se asfaltează imediat după ce face lucrarea asta, se fac la loc gropile. La prima ploaie sunt la loc. Domnul primar a zis că vrea să asfalteze, dar cine știe când. Locuitorii cartierului Priseaca susțin că sunt total revoltați de atitudinea sfidătoare a conducerii municipiului Târgoviște și consideră că promisiunile făcute cetățenilor ar trebui respectate. Oamenii nu mai au nicio speranță că lucrurile vor merge pe un făgaș mai bun și multora le este frică să vorbească despre situația cartierului Priseaca pentru a nu se trezi cu surprize neplăcute din partea autorităților locale.